Domnule prim-ministru, domnule președinte de ședință, noi am hotărât ca astăzi să aibă intervenție liderul de grup, secretarul general partidului, și a fost foarte bine. Nu țineam neapărat să vorbesc, dar și nu vreau să vorbesc împotriva cuiva, ci doar pentru rigoare. Pentru că constat că încă mai sunt mulți care vorbesc mai mult decât citesc. Domnul Sturzu, cu tot respectul uriaș pe care vi-l port, ați făcut o mare gafă. Ați citit un document care nu există. În programul de guvernare al guvernului Cioloș, varianta oficială adoptată, nu există această prevedere. Și sfatul meu pentru toată lumea este: uitați-vă pe documentele oficiale, pentru că boala asta în care ne hrănim cu informații adevărate, între ghilimele, de pe surse, de pe internet, fără să consultăm documentele oficiale, produce foarte multe efecte negative asupra sănătății unora, sănătății în general. În ceea ce privește afirmațiile din partea colegilor de la PNL, eu am constatat, eu și colegii mei, că de fapt astăzi, într-adevăr, au avut curajul să spună adevăr. N-au nicio legătură cu așa numita dorință din societate. N-au nicio legătură cu așa numita dorința lor de a mări democrația în România. Au spus foarte clar că vor să modifice legislația electorală ca să aibă avantaje mai mari la alegerile locale. Le dorim succes. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule deputat.